două microfoane, că nu avem unul. Gata, e ok. Gata, e ok. Hai, gata? Da, cură. Doamna Gerasimov, să ne spuneți despre acest sprijin financiar pe care tocmai l-a anunțat Ursula von der Leyen. Este vorba de 1,8 miliarde, dacă noi corect am auzit. Cum vor ajunge acești bani în Moldova? Unde vor fi utilizați? Da, exact. Se vor face de un credit, la câte procente va trebui ca să le returnăm înapoi, câți ani și ce condiții trebuie să îndeplinim. Și ce înseamnă această reformă? Da. Această vizită este din nou una istorică a doamnei von der Leyen în Republica Moldova. Și vine anume să anunțe această încredere pe care noi o vedem în fiecare zi din partea partenerilor noștri europeni. Acest plan de investiții sau așa numit plan de creștere economică pentru Republica Moldova a fost anunțat a susține reformele în parcursul nostru european prin modernizarea statului nostru, modernizarea instituțiilor, a consolidarea infrastructurii, dar și prin noi investiții. Investiții în drumuri, investiții în căi ferate, investiții în securitatea energetică a statului nostru. După cum a menționat doamna președintă Ursula von der Leyen, acești bani sunt pentru următorii 3 ani, 2025-2027, și urmează a fi investiți în economia noastră, în așa fel ca să reușim să ne explorăm la maximum capacitatea noastră și potențialul economic al antreprenorilor noștri, al companiilor mici, inclusiv celor de familie. Deci o să vedem o transformare economică a statului în baza acestui suport financiar cu adevărat istoric, pentru că este cel mai mare suport financiar anunțat de la independența Republicii Moldova. Acest suport financiar este acordat sub formă de credit sau trebuie să-l întoarcem la bugete sau fonduri nerambursabile? Acest 1.800.000.000 de euro care a fost anunțat este are o componentă mare semnificativă de granturi și are o componentă semnificativă inclusiv și de împrumuturi. Aceste împrumuturi vor veni la o rată extrem de avantajoasă pentru Republica Moldova, care va putea să ne ajute să returnăm creditul din creșterea economică pe care o vom avea în următorii ani. Dar puteți să spuneți mai exact care e raportul? Deci, condițiile financiare urmează să fie publicate de către Comisia pe site-ul lor, pe parcursul lor. Ce vă pot spune acum, componenta de grant este una semnificativă, este de 285.000.000 de euro. Mai există încă o componentă de grant care împreună face în total 420.000.000 de euro, iar restul componentei este una de împrumut. Când va ajunge prima tranșă de bani? Acest sprijin financiar este unul pentru 3 ani de zile. Acest plan de creștere urmează a fi definitivat, sperăm noi, până la sfârșitul acestui an și în funcție de acele măsuri care vor fi incluse în planul de creștere, noi urmează să vedem debursări treptate pe parcursul anilor care urmează. Nu va fi o singură debursare, acestea vor fi vor avea loc pe parcursul anilor care urmează. Ce instituție va gestiona fondurile sau vor fi transmise către instituțiile care vor implementa proiectele respective? Cum se va întâmpla? Va fi o componentă semnificativă inclusiv de suport bugetar. Normal că acești bani vor merge în trezorăria statului, Ministerul Finanțelor. Vor fi și o componentă de proiecte, inclusiv pentru societatea civilă. Vor fi investiții care vor merge direct în economia noastră, direct către antreprenorii noștri, către companiile noastre mici și mijlocii. Deci este vorba de o varietate
proprietate de, de bursări financiare care vor urma. Dar fondurile sunt din același mecanism de reformă și creștere pentru Balcanii, pentru țările din vestul Balcanilor, sau este ceva aparte, este un mecanism separat? Este un mecanism separat pentru Republica Moldova, însă este un mecanism foarte similar acelor mecanisme care le-au fost oferite statelor din Balcanii de Vest. Și acest motiv se datorează faptului pentru că Uniunea Europeană vine cu un suport financiar semnificativ ca să ne ajute pe noi, statele candidate, să ne pregătim economiile, să ne pregătim instituțiile statului pentru momentul aderării la Uniunea Europeană. Acest exercițiu nu este un PR electoral, o comandă electorală? De ce în această perioadă cum primim acest ajutor? Acest ajutor este rezultatul aproape a unui an de lucru. Din momentul în care Comisia Europeană a propus Consiliului în decembrie anul trecut să deschidă negocierile, iar Consiliul a luat această decizie de a deschide negocierile cu Republica Moldova, iată de atunci s-au început eforturile, lucrul pe care l-am depus atât la Bruxelles cât și la Chișinău, pentru a vedea acest rezultat astăzi. Deci această muncă este rezultatul a multe luni de muncă, unde au fost antrenați multipli funcționari publici, instituții publice, am avut foarte multe vizite. Acum este momentul când acest instrument financiar a fost definitivat și a putut fi anunțat publicului. Cunoașteți dacă este în discuție și un mecanism similar pentru Ucraina, de exemplu, anume pentru creștere economică, pe lângă toate fondurile care sunt deja alocate? Un instrument similar deja există pentru Ucraina. Noi am fost, să zicem așa, ultimul stat candidat care nu a avut încă acces la un asemenea instrument și iată că vine anume acum, pentru că știți, dumneavoastră, la Bruxelles a fost o vară complicată, cu modificări după alegerile pentru Parlamentul European și iată, acum este momentul când acest instrument financiar a fost definitivat aproape în totalitate și a putut fi anunțat astăzi aici. Care este perioada de grație acestui credit? Urmează toate detaliile financiare să le vedem în comunicatul. Deci eu vă îndemn să urmăriți comunicatul Comisiei Europene, unde veți afla toate aceste când detalii. Când veți prezenta un raport al tuturor cheltuielilor acestor credite, să vedem unde au fost... Eu zic să așteptăm să-i primim acești bani, după care vom vorbi deja despre rapoarte. Este cert faptul că Comisia Europeană vine cu metode de monitorizare cum vor fi cheltuiți acești bani, iar în funcție de ce vom putea demonstra, inclusiv și capacitatea noastră de absorbție acestor fonduri, vom vedea ulterior careva modificări sau o continuitate a acestor fonduri. Vorbesc și despre celelalte credite pe care până acum noi le-am primit. Iată, nu avem un raport unde au fost cheltuiți acești bani. Toate rapoartele sunt disponibile pe site-ul Ministerului Finanțelor. Eu vă îndemn cu mare drag să deschideți site-ul Ministerului Finanțelor și să vedeți aceste rapoarte de monitorizare și prin care noi demonstrăm cum suntem transparenți, cum cheltuim aceste fonduri. Și de ce Ursula von der Leyen a încălcat codul electoral care interzice apariția oficialilor străini în perioada electorală și de asemenea oficialilor moldoveni în compania partenerilor occidentali? Aceasta este o minciună și nu vreau să susțin această minciună într-un mod public. Ziarul de Gardă a scris că codul electoral prevede această lege, adică încălcare. Să lăsăm Comisia Electorală Centrală dacă are ceva să comenteze la acest subiect. Pe ce puneți pune accent Chișinău? Pe ce proiecte de pune accent în cheltuirea acestor fonduri sau în investițiile care vor urma prin intermediul acestui plan? Care sunt prioritățile dumneavoastră? În primul rând, vorbim despre investiții în infrastructură. Vorbim despre investiții în drumuri, în căi ferate, vorbim despre investiții în două spitale. Dumneavoastră deja vedeți pe cât de mult investește Uniunea Europeană. Păi iată, acest nou pachet de sprijin financiar vine să continue acele reforme care deja au fost începute. Cred că doamna președintă Ursula von der Leyen a explicat foarte bine
unde anume vor merge aceste fonduri, de la grădinițe, la școli, la securitatea noastră energetică, înființare de noi companii, susținerea noi companii, inclusiv companii de familie, business-uri de familie. Vom susține la fel crearea noilor locuri de muncă ca rezultat a creierii noilor companii. Deci urmează, din câte ați auzit de la dumneaei, ca pe parcursul următorilor 10 ani acest pachet financiar să ne dubleze economia Republicii Moldova. Eu zic să ne bucurăm de această zi, să ne bucurăm de aceste fonduri pe care le-am așteptat cu toții. Cu toții aveați întrebări când vor veni fondurile europene. Iată, astăzi avem un prim anunț despre aceste fonduri europene și zic să ne bucurăm cu toții de această zi. Dar ce dacă proiectele nu vor fi implementate și banii nu vor fi debursați? În acest caz, ce facem? Mergem înainte. Este important ca să demonstrăm capacitate de absorbție acestor fonduri, atât la nivelul statului, cât și la nivelul economiei noastre și sperăm mult ca să dăm dovadă de această capacitate, exact cum Comisia Europeană dă dovadă de încredere constantă vis-a-vis de potențialul nostru economic. Sunt necesare acești bani pentru a redresa întreaga economie a Republicii Moldova? Din câte cunoașteți, pe parcursul ultimilor ani, vedem un impact sever de la pandemie, la criza energetică, la impactul socioeconomic al invaziei Rusiei asupra Ucrainei. Economia noastră suferă mult, dumneavoastră știți cu toții bine acest lucru. Păi iată, această injecție de capital vine să ne susțină în parcursul nostru de recuperare economică, în așa fel ca să putem oferi cetățenilor noștri cu adevărat oportunități economice pe care să le poată dezvolta aici, la noi, acasă. Ați estimat o cifră? Vă mulțumesc foarte mult! O zi bună! La